și bineînțeles de materialele care se publică în paginile acestea. De regulă, un ziar care apare în fiecare zi are o viață mai scurtă. Informația se consumă repede și în aceeași zi chiar se și învechește. Există totuși cotidiene care au, care rezistă mai mult. Totul depinde de calitatea informației și de felul cum este ea prezentată cititorului. O revistă științifică, însă, are cu totul alt statut. În primul rând, contează ce orientare are publicația respectivă. O revistă de profil literar se savorează într-un fel. Una istorico-socială sau politică se citește altfel, iar o revistă științifică de specialitate în domeniul fizicii, matematicii, chimiei, cibernetice, informatici sau alte domenii științifice este consultată de specialiști, în primul rând, având priză doar la cititorul avizat. În rândurile ce urmează, am dorit să ne oprim asupra unor materiale care au fost publicate de-a lungul anilor în revista trimestrală de istorie și cultură la Suprubinică și despre ea va fi în continuare. În revista noastră, care a ajuns la cel de-al 20 de ani de existență, pe parcursul timpului s-au conturat în jur de 60 de rubrici. Una dintre acestea este rubrica Dialoguri cu Bucurie. În virtutea sarcinilor care mi-au revenit, fiecare dintre redactori, noul personal ne-a revenit obligația de a îngriji această rubrică. Personalitățile care au fost intervieviate de-a lungul anilor în revista noastră sunt de obicei bucovineni la origine. Ei locuiesc în diferite orașe și țări din Europa. Nu am făcut niciun abuz când am amintit de Europa, deoarece revista Glasul Bucovinei s-a difuzat, sperăm să se difuzeze și în continuare, prin poștă în mai multe țări, ajungând astfel la bibliotecile științifice universitare, la diferite instituții culturale, cât și la persoane particulare. Multe dintre personalitățile care au răspuns la chemarea noastră activează în domeniile științific și cultural, fiind de profesii savanți, cercetători, scriitori, artiști, plastici, muzicieni, profesioniști, etc. Din păcate, câțiva dintre ei nu mai sunt printre noi. Și când spunem acest lucru, ne gândim la reprezentația academicei Radu Grigorovici, Vladimir Trăievici, la juristul Radu Economu, a căror viață a fost legată indestructibil de Cernăuțe. Ei s-au născut la Cernăuțe, au copilărit aici și au făcut studiile liceare și universitare în acest oraș. Absolvența liceului Aroncumiu și a Universității din Cernăuțe, cu facultăți de mare prestigiu în spațiul sud-est european, bucovinenii Radu Grigorovici și Vladimir Trebici au făcut onoare științei românești, primul devenit reprezentant de bază al școlii de fizică de la Cernăuțe, transferată ulterior la București, la profesorul Eugen Bădărău, iar al doilea este considerat fondatorul Centrului de Cercetări Demografice al Academiei Române, astăzi Centrul de Cercetări Demografice Vladimir Trebici al Academiei. Prin lângă acești doi cernăuțeni emblematici formați în epoca intervenită la școala din Cernăuți, mai enumerăm pe ineschologul Dimitrie Batamaniu, redactorul șef și fondatorul revistei Analele Bucovinii, sărbătorită astăzi alături de Glasul Bucovinii la cei 20 de ani. Mai amintim și pe regretatul jurist Radu Economu, care a scris câteva lucrări apreciate de critică despre Bucovina și despre Ivenescu. La categoria personalităților care au activat într-un domeniu exact al științei, amintim și pe regretatul profesorul universitar doctor docent Ion German, ale cărui rădăcini au rămas împlântate în pământul ținutului Herța, azi Ucraina. El s-a interesat tot timpul de soarta herțenilor, scriind câteva cărți despre componentele săi și, în special, despre herțenii tineri care s-au implicat în diverse activități culturale, științifice și de binefacere destinate menținerii spiritului românesc, a păstrării limbii și bisericii străbășești. Majoritatea covârșitoare a bucovinilor care sunt prezentați în revista Glasul Bucovinii, la rubrica Dialogul cu bucovinenii, sunt personalități ale culturii românești. Adevărați ambasadori culturali, meșteri ai cuvântului artistic, muzicieni, interpreți de prestigiu, instrumentiști, artiști plastici, care se italează în lumea artistică contemporană, ca specialiști de masă, reprezentând fiecare în parte o adevărată carte de vizită a Bucovinii istorice.